Am revenit și în această seară împreună cu noi este domnul Gabriel Doncean, director al Direcției Silvice din Iași. Bună seara și bine ați revenit la noi! Bună seara, bine v-am regăsit! În această seară o să avem mai multe discuții, mai multe puncte în discuția noastră, pentru că nu ne-am mai văzut de foarte mult timp și așadar încercăm să recapitulăm un pic care mai este activitatea Direcției Silvice din Iași și vă propun să începem cu această perioadă în care știm că deja oamenii încep să se aprovizioneze cu lemne pentru anotimpul rece. Da, deci este perioada când toată lumea încearcă să pregătească pentru sezonul rece și să asigure lemnele necesare pentru încălzire, pentru pregătirea hranei. Și în aceste considerente, deci Direcția Silvică Iași are la nivelul județului, în cele 8 ocoale, deschise mai multe depozite de masă lemnoasă, plus de asemenea masă lemnoasă se poate cumpăra și din platformele primare. Vă pot spune că la ora actuală avem undeva la aproape 35.000 de metri cubi masă lemnoasă care este fasonată, ea se regăsește scoasă din pădure la marginea drumurilor forestiere, plus de asemenea în depozite și le avem cam distribuite uniform la nivelul județului. În zonele care au fost care sunt mai defavorizate în ceea ce privește cu volumul de masă lemnoasă sau de fond forestier, chiar anul acesta am format undeva la cred că 15 depozite permanente prin care am transportat masă lemnoasă cu camioanele noastre proprii și am venit în întâmpinarea cetățenilor în așa fel încât să le vină mai ușor, să nu străbată kilometri întregi pentru a ajunge să-și achiziționeze lemne. Cât costă un... Și vreau să vă spun că ca și prețuri pe care le practicăm anul acesta, chiar dacă au crescut cheltuielile în ceea ce privește cu costurile de producție plus salariile, vreau să vă spun că prețurile practicate de Direcția Silvică Iași sunt aproape la fel ca cele de anul trecut. Nu știu dacă au crescut cu 5%. Ca să dau un exemplu, deci avem lemnul de cere diverse tari care variază la ca și preț de la 450 de lei până la 500 de lei de metru cub cută cu TVA. Lemnul de foc diverse tari este undeva între 350 de lei și 400 de lei metru cub. Iar diversele moi avem lemnul cere undeva la 280 de lei metru cub, iar lemnul de foc ajunge undeva între 180-190 de lei metru cub. Cum arată procesul de achiziționare de lemne pentru sezonul rece de la Direcția Silvică din Iași? Deci, pentru cei care doresc ca să cumpere lemne, noi avem pe site-ul nostru, pe pagina de Facebook, plus de asemenea fiecare ocol au publicate pe mass media, pe rețeaua de socializare, datele de contact, dacă sună, cineva le răspunde la telefon și atunci, în funcție de unde are persoana respectivă domiciliu, putem să îndrumăm câte un depozit, câte personalul silvic care gestionează masele noastre, în așa fel încât pentru cetățean să vină mai ușor ca să-și procure lemnul și să aibă pe distanțe mai puține cheltuieli de transport. Plus de asemenea, vreau să vă spun că noi totodată la cerere putem ca lemnul să putem să-l secționăm, chiar să fie crăpat. Plus, de asemenea... Se plătește extra pentru acest serviciu? Da, se plătește, de exemplu, secționatul, cred că e undeva la 30-32 de lei metru cub, iar despicatul e undeva la 70-80 de lei. Plus, de asemenea, pentru anumite distanțe până în 20-30 de kilometri, avem mijloace de transport de capacitate mică, de undeva până la 2-3 metri cub, prin care putem să asigurăm și transportul, mai ales pentru lemnul care este despicat, în condițiile în care noi avem în prețul lemnului inclus și transport. S-a întâmplat în vreun an sau poate, nu știu, preconizați că s-ar putea să rămâneți fără suficiente lemne pentru nu, a oferi cetățenilor? Chiar vreau să vă spun că anul acesta, cred că piața lemnului, mai ales pentru încălzire, este saturată. Anul acesta, vreau să vă spun, pe industrializarea lemnului
Deci este o cădere în ceea ce privește prețurile și cererea de lemn, chiar prețurile față de anul trecut și cererea a scăzut undeva cu 20-30%. Am sperat, a apărut criza asta pe piața lemnului undeva de anul trecut, din toamnă. Am crezut că poate o să-și revină, dar ea se menține pe un trend oarecum acum liniar, dar prețurile sunt încă foarte scăzute datorită faptului și conjuncturii globale în ceea ce privește cu războaiele care sunt în zonă, de exemplu, așa cum în România circulă și se introduc cereale, deci și lemnul din Ucraina este pe piața românească, chiar aveam... Este mai ieftin decât lemnul de la este noi. Este mai lemnul decât la noi, probabil își permit, având acestea? O criză. Iar calitatea este la fel, că ne aflăm cam în aceeași zonă temperat continental. Avem carpații care se întind și în zona ucraineană, dar ei probabil, având problemele care le au de război și probleme financiare, atunci sunt nevoiți ca să-și vândă atât lemnul cât și alte cât produse. Și o parte din procesatorii de masă lemnoasă, având în vedere că lemnul este mai ieftin, îl procură de la dânși. Plus, o altă problemă este faptul că și în ultimii ani ați văzut că nu am mai avut ien grele, cu temperaturi foarte scăzute. Iarna, în loc cum era înainte, între 5-6 luni, acum s-a mai micșorat ca și timp, perioada. 4-3 luni. Și atunci cetățenii își mai fac și economii în ceea ce privește consumul de lemne, plus s-a extins foarte mult rețeaua de gaz metan. De gaz, da, mai puțin da, locuitori da, utilizează da, acum lemnele pentru încălzire. Asta plus s-au apărut noile centrale care folosesc ca combustibil pentru încălzire peleții și brichetele și atunci necesitatea pentru lemn de foc a mai scăzut. Având în vedere că suntem la nivelul județului cu această activitate, se întâmplă sau aveți export de lemne? Adică sunt alte ocoale care poate solicită din partea ocolului, din ocoalelor din Iași, lemne de la dumneavoastră? Nu știu, poate între colegii dumneavoastră vă apelați? Vreau să vă spun, de exemplu, noi la nivel de direcție, prin cele 8 ocoale, nu toate ocoalele au resursele de masă lemnoasă necesare ca să satisfacă cerințele cetățenilor din zona lor de activitate. Și cum v-am spus anterior, deci am creat aceste depozite, avem de exemplu Lunca Prutului, care de la limita cu Botoșaniu și până la limita cu Vasluiului, care este o zonă, cum am spus, deficitară în ceea ce privește pădurile și resursa de masă lemnoasă. Și atunci am în spațiile pe care le avem noi acolo administrative, deci am constituit aceste depozite prin care permanent le alimentăm cu camioanele noastre, cu lemnul de toate speciile și de toate sortimentele. Domnule director, aș vrea să clarificăm un lucru pentru că oamenii întreabă și se întreabă. Să facem diferența între defrișări, între aceste tăieri care cumva, știți că mergem pe partea cealaltă a baricadei, oamenii care susțin zona aceasta de mediu verde, să avem cât mai multe păduri, cât mai mulți copaci în jurul nostru, să respirăm un aer mai curat, și lemnele acestea pe care dumneavoastră le puneți la dispoziția cetățenilor. Care este procesul să înțelegem diferența? Pentru că mă gândesc că nu sunt tăierile pe care le faceți pentru a procura aceste lemne pentru încălzire. Mă gândesc că sunt calculate, sunt într-o limită, pentru ca totuși acest spațiu verde să existe în viața noastră. Deci, ca urmare a studiilor care s-au făcut pe păduri, pădurea are nevoie, în perioadele lor de dezvoltare și stadiului, au nevoie de anumite lucrări care trebuie de întreținere. Și aici intervenim de la lucrările care le facem de plantare, de descopreșire atunci când pădurea se află în stadiu de semințiș. După aceea apar lucrările de curățire, unde atunci speciile principale, cum este cireșul, fagul, frasenul, sunt copreșite de celelalte specii invadatoare, care noi le spunem așa zise specii secundare, precum ar fi salcea, plopul, jugastru, carpenul, chiar și teiul, și atunci
ajutăm în concurența care există în aceste specii, în așa fel încât speciile de valoare să se dezvolte și să producă lemn de calitate și totodată pe lemnul pe care îl produc, ei, arborii consumă dioxidul de carbon și elimină oxigenul. Și ca urmare a lucrărilor pe care se fac în diferite stadii de dezvoltare a acestor arborete, rezultă un volum de masă lemnoasă care pentru ca să putem asigura odată necesitatea pentru oameni, pentru că sunt zone care depind foarte mult în ceea ce privește viața lor, ce se desfășoară acolo, depinde foarte mult de pădure, pentru că din pădure tot timpul și-au procurat hrana, și-au făcut casă, s-au încălzit și lemnul a fost tot timpul cât mai apropiat față de oamenii care sunt din zonele respective. Aș vrea să ne mai spuneți despre tăierile ilegale, dacă au mai avut loc în ultimii ani sau cei care încearcă să taie ilegal lemnul din pădure. Cum gestionați? Vă pot spune așa, de-a lungul a 25 de ani de când lucrez în sistem, vreau să vă spun că cred că volumul tăierilor ilegale a scăzut undeva la, cred că, 20-30% în ceea ce privește. Cum reușiți să-i depistați pe cei care tai ilegal? Deci, prin activitatea pe care o desfășoară personalul de teren, permanent avem oameni care asigură perimetrile de pază, împreună cu poliția, cu jandarmeria, supraveghem până a efectua prin... Deci se mai practică aceasta? Da, se poate, pentru că sunt foarte multe zone de localități prin care sunt cetățeni cu venituri foarte puține și atunci la magazin ei se pot duce, au nevoie de bani de a cumpăra, dar au tendința pe pădure de a fura. Vă dau exemplu, de exemplu, că sunt suprafețe de canton care sunt constituite din 4, 5 sau poate 10 trupuri izolate care se întind pe distanțe undeva între 10, 15 sau 20 de kilometri și vă dați seama că sunt foarte expuse și atunci este foarte greu de asigura paza. Plus, de asemenea, nu știu dacă ați auzit, chiar recent, acum vreo 3 săptămâni am avut un eveniment de agresiune asupra personalului silvic, unde niște cetățeni de etnie romă din zona Zmău, comuna Lungani, chiar au mers la pădure pentru să sustragă masă lemnoasă și atunci a fost constatat prezența lor de către personalul silvic, respectiv pădurari. Pădurarul, primul pădurar care i-a prins că furau lemne, s-a dus prin care să-i oprească ca să nu ia lemnele respective, pur și simplu s-au dat la dânsul cu bâtele, le-au dat la picioare. Deci au devenit violenți. Au devenit foarte violenți. A dat telefon la alt coleg care trecea pe drumul forestier în fața cantonului respectiv. Pădurarul a ieșit în fața lor. Ei, fără să o oprească, au dat cu bâtele, le-au dat în cap. Și care sunt sancțiunile pentru Deci vă dați seama, atunci s-a sunat la 112, a venit smurtul, a venit poliția, au venit mascații, s-au dus peste dânși și au evoluat... Deci au degenerat în așa măsură, vă dați seama că au fost în stare să lovească și mașina de poliție, au fost nevoie de a veni cu mascații până s-a reușit să îi prindă pe cei patru autori și probabil situații... s-au făcut dosare penale, plus pentru lemnele care le-au furat, deci o să plătească o pagubă pentru că la ora actuală orice furt de masă lemnoasă sau tăieri ilegale de arbori este infracțiune. Altădată, până la 5 metri cubi, constituia contravenție silvică. Deci, în astfel de situații, apelați 112, iar mai departe, decid ce sancțiuni pentru se aplică? Pe legislația respectiv, codul silvic și atribuțiile pe care le are pentru integritatea fondului forestier, le are și garda forestieră, le are jandarmeria română, plus și poliția română, la care la nivel național avem niște protocoale și parteneriate
în așa fel încât de a ne ajuta și de a lucra împreună, de intervenit în astfel de situații. Da, nu e un caz plus, ușor. Plus pădurile sunt băgate în securitatea națională. Acum 5 ani de zile, în 2019, chiar în zona Pașcanului, am avut un caz care s-a lăsat cu omorârea unui pădurar. Deci sunt și cazuri în ceea ce privește agresiunea, chiar dacă personalul silvic este dotat cu armament de serviciu, care e armament pentru paza fondului forestier, dar sunt și oameni care nu înțeleg nici în tipul astea că trebuie să fie civilizat, că tot ce e nu trebuie să fure sau să fără da, muncă. Da, sunt niște legi care trebuie urmate. Da, sunt niște legi, de asta sunt niște legi care la un moment dat noi facem foarte multă prevenție în ceea ce dar privește paza. Dar credeți că paza. Legile actuale sunt suficient de puternice? Legile sunt foarte, foarte bune în ceea ce privește, numai că dacă vă spun așa statistic la nivel de țară, din toate contravențele silvice sau infracțiunile silvice care sunt încheiate, nu știu dacă 1% sunt finalizate cu încasarea acestora, plus de asemenea să se lase cu condamnări, pentru că el chiar în codul silvic se prevăd de la 6 luni până la 3 ani în funcție de volumul de lemn care l-a furat. Se pot lăsa cu închisoare, dar avem partea de justiție care prin judecat, în urma proceselor de judecat, deci le dă câștig de cauză la cei care săvârșesc fapte ilegale, da, la regimul silvic. Și atunci pot riska aceștia pentru că se gândesc că nu au foarte multe pedepse. Pot risca, plus de asemenea le dă curaj. Multe cauze spune că totuși lemnul pe care l-a furat a fost o necesitate și o cauză socială care omul, ca să încălzească, i-a dat, dar vedeți că toate hotărârile astea deci descurajează aplicarea legii și în ceea ce înseamnă meseria de silvicultur, pe când dă curaj la cei care se pretind la astfel de lucru. Dacă am discutat până acum de această zonă de defrișări ilegale și tăiere de lemne, haideți să vedem, aveți și un control anual de regenerări naturale, da, și artificiale. Dacă vorbeam în primăvară sau în iarnă, când a început luna pădurii, vreau să vă spun că de la plantarea care am făcut-o în primăvară sau în iarnă, noi n-am stat degeaba această perioadă. Noi, păieții care am plantat, le-am făcut niște lucrări de îngrijire. După plantare, undeva în luna mai-iunie, au urmat prașila întâi, care se face la fiecare păiet în jurul acestuia. Plus, de asemenea, ei fiind păieți foarte mici, iar vegetația care crește în jurul lor crește foarte înaltă și atunci aduce la copleșirea puieților și dacă îi lăsăm copleșiți, atunci ei se usucă. Am făcut și lucrări de descopleșire de specii ierboase și specii lemnoase, pentru că sunt speciile astea, cum v-am spus, invadatoare, care cresc într-un an de zile sau în perioadele care sunt cu ploi, cresc foarte mult. Vreau să vă spun așa, da, că, de exemplu, teiul sau salcea pot să crească într-un an de zile undeva până la un metru, un metru jumătate ca și înălțime, pe când un puiet de stejar nu știu dacă crește 10 cm. Vă închipuiți, adică el îi place lumina și atunci dacă este copreșit, atunci nu moare. Mai poate crește, da. Plus, de asemenea, anul acesta a fost un an cu secetă, cu precipitații foarte puține și atunci o parte din puieții pe care i-am plantat s-au uscat. Pur și simplu s-au uscat. Nu putem să avem posibilități de udare în plantații. Facem doar udare și cu irigare în pepinierele silvice. Dar unde a fost silvice? Zona în care ați plantat cei mai mulți pieți? De cea mai multă zonă unde avem lucrări de plantare este zona Prutului, unde acolo au fost arborete de plop, euro-american și salce. Acestea s-au tăiat și atunci, din urmă, venim de plantat cu stejar. Și ați plantat acești puieți din pepinierele, da, silvice din pe care le administrați? Da, din pepinierele silvice pe care le avem tot timpul, puieți care îi producem. Și ca urmare, în toamnă, de la 1 septembrie, trecem de a face un inventar în aceste regenerări artificiale. Constatăm
câți puieți s-au uscat și atunci facem niște proiecte necesare în așa fel încât când condițiile o să ne priască în toamnă sau în iarnă sau în primăvară, atunci puieții care s-au uscat sunt înlocuiți cu alți puieți noi. Plus de asemenea ceea ce am pus în pepiniere, ghindă, salcâm, glădiță, frasin, de asemenea se inventariază că puieții, ca să ajungă să fie apți de plantat, trebuie să aibă anumite dimensiuni și atunci se face inventarul și vedem câți puieți avem anul acesta. Și ați făcut aceste controle în pepiniere? Urmează de acum. Este perioada că el se pregătește pentru sezonul rece, atunci plantele intră în repaus vegetativ și atunci știm că ele au ajuns la dimensiunile care sunt optime pentru ca să avem puieți apți pentru plantat. Toate aceste controle pentru a vedea această regenerare naturală sau artificială le efectuați în toate cele 8 ocoale? Da, deci se fac comisii de membri la care participă un inginer de la direcție, 2-3 ingineri tehnicieni care sunt de la nivel de ocol, pădurarul de canton, șeful de district și efectiv se numără tot puieții care sunt prin plantația respectivă. Și vedem că din 1000 de stejari s-ar putea să uscat 300 și aia o să trebuiască să-i plantăm. Iar în perioada aceasta, la final de sezon, imediat începe toamna, vine luna septembrie, octombrie, în pepinierele silvice pe care le administrați, ce mai putem achiziționa ca și plantă pentru a le planta? Deci avem plantele ornamentale care le-am spus și în trecut, avem tuia, avem buxus, avem enupăr, plus de asemenea puieți din ăștia forestieri de tare mare, precum teiul, stejarul roșu, frasinul, mesteacănul, care se pretează ca și specii ornamentale. Și de asemenea, puieții care avem în pepinierile silvice, venim o parte care sunt excedent și nu avem noi nevoie de dânsi pentru că avem un surplus de puieți după ce ne acoperim necesitatea noastră, atunci o parte vindem sau dacă sunt solicitări le putem asigura și cu sponsorizare. Plus de asemenea știți de anul trecut sunt niște programe de împăduriri cu fonduri europene, cei care și-au făcut dețin teren și cei care și-au făcut proiectele tehnice, deci vin de la noi și cumpără acești puieți pentru că pepinierele silvice care sunt gestionate de Regia Națională a Pădurilor sunt autorizate pentru a produce puieți apți și certificați pentru ca să fie plantați în aceste suprafețe. Am înțeles. Deci doritorii care sunt prin intermediul dumneavoastră vreau să le transmit că dacă au suprafață de teren fac o cerere la ocolul din raza care ajung ei acolo, ca să nu ajungă ei la direcție, o cerere cu actele de proprietate și atunci ajung la noi și putem să aprobăm ca să ia puieți, ca să-și planteze aceste suprafețe care nu sunt prin proiectele europene, pe care noi le asigurăm cu titlul gratuit, plus de asemenea putem să acordăm și asistență tehnică gratuită în ceea ce privește tehnologia de plantare. Nu e puțin lucru și chiar e foarte benefic. Nu, este și chiar încurajăm, mai ales decât sunt atâtea suprafețe care stau degeaba, nu mai sunt îngrijite, nu se mai cosesc. Ar fi păcat să nu fie productive, de a crea niște local, niște oaze verzi prin plantarea acestor specii acolo, care el cu timpul o să aibă un efect pozitiv asupra zonei respective. Așa este. Domnule director, vă mulțumesc mult pentru prezență. Sperăm ca mesajul dumneavoastră, și cel de final, dar și cel de început, cu aceste lemne pe care le putem achiziționa de la Direcția Silvică, să ajungă către telespectatori, către cei interesați. Da, așteptăm. Mai multe detalii pot vedea și pe site-ul Direcției Silvice, pe rețelele de socializare. Eu vă mulțumesc pentru prezență și eu vă mulțumesc. Ținem aproape și așteptăm oricând, cu nerăbdare, să mai vedem și celelalte proiecte. Da, oricând, cu mare drag. Acestea au fost informațiile pentru această seară. Cezara Bălăuță sunt eu și ne vedem data viitoare.